a Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu implicații majore la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis a convocat CSAT-ul pentru a decide dacă trimitem un sistem Patriot Ucrainei, dar și pentru a lămuri situația cursei pentru șefia NATO. Jurnalistul B1 TV Silviu Jugaru ne aduce însă mai multe detalii. Silviu, bună dimineața! Dădea președintele Klaus Iohannis ieri mai multe declarații, spunea că astăzi o să facă și un anunț important cu privire la funcțiile pe care le vizează. Bine te-am găsit, Alex. Bună dimineața, dragi telespectatori. Așa este, în decursul zilei de azi, Klaus Iohannis, președintele României, va convoca o ședință CSAT în legătură cu mai multe teme pe care le vom discuta și noi chiar în aceste momente. Știm că prima cap de listă este tema sistemului Patriot pe care România va trebui să-l trimită în Ucraina. Știm pe surse apropiate Ministerului Apărării Naționale că nu cu foarte mult timp în urmă, Klaus Iohannis a primit un raport din partea Ministrului Apărării din care reiese faptul că nu ar fi oportun ca țara noastră să trimită un sistem Patriot în Ucraina. Ba mai mult decât atât, știm că acest document nu exclude și varianta în care să trimitem doar rachete Patriot către vecinii noștri aflați în conflict cu Rusia. Mai mult decât atât, știm că în această ședință CSAT se va discuta și despre candidatura sa la postul de secretar general al NATO. Până acum observăm că România a rămas singura țară care nu îl susține pe Mark Rutte, asta după ce inclusiv Ungaria și-a dat acordul de a-l susține pe premierul olandez la șefia NATO. Când vine vorba de alte teme importante discutate în CSAT, știm că acestea inclusiv în CSAT va fi discutată și candidatura la prezidențiale. A spus Klaus Iohannis ieri faptul că el vede ca variante pentru alegerile prezidențiale luna septembrie, octombrie și noiembrie, iar ca posibil decembrie vorbim că deja ar fi prea târziu ca această variantă să mai fie pe masă. Vedem așadar că ar fi vorba despre o hotărâre guvernamentală care ar trebui să vină în foarte scurt timp, însă președintele României nu vede posibil această variantă. Urmărim și noi îndeaproape ședințele CSAT care vor avea loc în decursul zilei de azi și revenim cu noi detalii imediat cum acestea vor fi disponibile.